Bună dimineața! Bună dimineața! Ia să vedem noi unde am stat. Ia uite. De la această fereastră am avut o priveliște superbă asupra muntelui Caraiman. Sper că ți-a plăcut excursia. Da. Mă bucur. Îți doresc să revii cu cei dragi ție. În viitor, cine știe, poate vei reveni pe aceste plaiuri superbe. Bună ziua! Unde suntem noi aici? În Brașov. Uite la cameră și spune frumos, spune frumos. În Brașov. Noi suntem aici în municipiul Brașov, da? Mai exact, lângă Biserica Neagră. Un obiectiv deosebit de important. Aflat lângă Liceul Teoretic Iohannes Honterus. Aflăm la pupitul de comandă a Bisericii Negre, respectiv a instrumentului principal din Biserica Neagră. Este vorba de orga Buchholz, după constructorul Carl August Buchholz.
care a venit din Prusia, din Berlin, în anul 1836 și în 3 ani, până în 1839, a montat acest instrument la Brașov. Acest instrument a rămas cel mai mare instrument mecanic din România. Există și alte sisteme pneumatice sau electrice sau electronice, dar în sistemul mecanic, această orgă este cea mai mare din România. Mecanic însemnând că eu nu am nevoie nici de presiune de aer pentru a da mai departe impulsul degetului, nici de cabluri și de curent. Deci, practic, eu prelungesc degetul meu înspre tastă. Tasta are o lungime de aproape 2-3 metri până în spate, va face un unghi și va urca în sus. Orga are o înălțime de aproape 12 metri și eu trebuie să ajung cu degetul meu până în toate cele aproape 4.000 de tuburi cât are instrumentul. Există 3.993 de tuburi și toate sună. Toate trebuie să fie alimentate cu aer și eu trebuie să ajung cu degetele mele și aceste manete, se numesc registre, să ajung la sunet. Când voi ataca un sunet, eu trebuie să trag și maneta. Acum, după ce a fost o iarnă, n-am mai cântat de mult la acest instrument și au înțepenit un pic și înainte să îi dăm drumul, trebuie să le dezamorsez un pic, să le trezesc la viață. Prima dată merge mai greu, dar apoi își revine. Unde suntem aici, ea spune? Lângă? Biserica Neagră. Biserica Neagră din Brașov. Dar ce facem noi aici? Bem apă. Bem apă? Bine. Pahare? Pahare, imediat, imediat. Ce filmăm noi acum? Una din străzile Brașovului, da? Imediat vom ajunge în Piața Sfatului. Da. Am pus la plăsură, dar nu face.
N-ai fost atentă. Ia spune, unde ne aflăm acum? În Brașov. Suntem în Brașov și exact locația. În Piața Sfatului, care se află chiar lângă Biserica Neagră. Iată aici Biserica Neagră. O parte din ea. Uite și ocolește. Hai să mergem pe la tun, Claudia. Pe la tun. Hai pe la tun. Ce? Trebuie să-l pun centura, dacă nu dă amendă în zona. Centura de siguranță, da? Hai. Hai. Mulțumim, mulțumim. Hai. Uite pe față, Darius. Hai!
Да, вот и вообще мешка для обуха.